bine v-am găsit la primul vlog de pe acest canal. Vom merge la partida între Dinamo și FCU Craiova. O partidă care contează pentru grupele Cupei României. Dinamo joacă în această seară a doua partidă din grupa C, după ce tot astăzi la Zalău Oțelul a câștigat fără probleme 4-1. Celelalte echipe care se află în grupa C sunt FCU Craiova, Zalău Oțelul Galați, FCSB și Bihorul Oradea. Dinamo va mai întâlni Oțelul Galați și Zalău. Chiar dacă majoritatea partidelor diferă din Cupa României față de Superliga, Craiova vine după un eșec la Galați și cu o etapă înainte câștiga pe terenul celor de la Dinamo. Dinamo vine după 3 meciuri necâștigate, ultima victorie fiind tot în Cupa României cu Metalo Globus. Se anunță un meci destul de tare și cred că Dinamo va da totul ca să își ia revanșa cu Craiova în urma ultimului meci, ultimei dispute în care Craiova s-a impus 1-0. Chiar dacă Peluza Sud Craiova a anunțat într-un comunicat scris că nu vor mai susține echipa datorită faptului, mă rog, neînțelegere legate despre care este adevărata Craiova, ei consideră că nici FCU Craiova și nici CSU Craiova, nici una dintre acestea două nu este Craiova adevărată. Astăzi, Garda Națională, la ora 9, sunt prezenți aproximativ 20 de fani de la Craiova. De adevăr, nu fac parte din Peluza Sud, sunt suporteri care susțin echipa și am făcut deplasarea până la București.
ce doar puțin frige din azi, a trebuit să părăsească terenul pentru că a oprit sigenarea. Să este bine, chiar dacă lovitura a fost destul de puternică prin afară, în timpul în care el era în sărituri. Este puternic bara prin supericulos, însă mingea nu intră în poarta Craioverilor. Anzăr deschide scorul, este și validat golul după o prelare tot cu fața, pot spune. A șutat incredibil la colțul lung și a marcat Anzăr. După ce pot spune că Dinamo a controlat în mare parte până în minutul 20 jocul, reușește să deschidă scorul și să conducă cu 1-0. Datorită faptului că astăzi, de la ora 18, pe Arcul de Triunf, fetele noastre au disputat al doilea meci din Nations League, însă, din păcate, au pierdut cu 1-0 în fața finlandezilor. După ce mai devreme suporterii celor de la Dinamo scandau către Bruj, galerie și echipă care au o frățire de maximită, joi Ucluj va juca la București, în Ghencea cu CSKA Steaua, unde probabil cred și consider că suporterii celor de la Dinamo vor fi prezenți. Îngurez ce decizie va rămâne, pentru că arbitrul arăta cartonașul roșu portarului de la Craiova, însă faultul a fost comis după ce atacantul celor de la Dinamo se afla în poziție de offside. Rămâne decis la latitudinea arbitrului. Într-adevăr, a fost fault, a fost o abatere, doar că s-a provocat în momentul în care atacantul celor de la Dinamo nu era în poziție reglementară. Și cred, într-adevăr, că cartonașul roșu a fost anulat, pentru că eu nu văd o logică dacă ar lăsa cartonașul roșu, pentru că portarul celor de la Craiova nu a făcut nimic mai mult decât a împiedica, a opri o ocazie clară de gol, dar fiind în poziție de offside nu se poate intra în calcul nicio discuție de a se marca gol de atacantul celor de la Dinamo. Nu,
ce pasă, băie, să mă rog. Pauză pe arena națională, Dinamo intră în avantaj la cabine. Abdalac, Umeșe sunt de bună, a intrat destul de bine în meci, a încercat să le învingă reportarul Zelvenilor cu un șut de la jumătatea terenului. Arbitrul partidei Horatiu Feșnic indică punctul de la 11 metri, penalti pentru Craiova, se analizează încă faza, dar să vedem ce decizie vor lua cei din camera VAR. Yasin Bahasa aduce egalarea pentru Craiova. Fiind de coadă.
pula mota. Schemele tale. Final de partidă pe Arena Națională, 1-1 remiză între cele două formații. Un scor destul de corect, o spune, pentru că nu a fost o echipă care să facă diferența, să iasă mai mult la înălțime în această seară. Eu am fost Patrick, ne vedem data viitoare și ce putem spune decât libertate pentru suporteri.